Vremea caniculară, cu temperaturi cuprinse între 36 și 40 de grade Celsius, a determinat autoritățile locale să ia măsuri. Astfel, pe perioada codului portocaliu de caniculă, străzile din Drobeta, Turnul Severin sunt zilnic spălate. Această acțiune este efectuată de primărie, dar și de Societatea de Salubrizare. Reprezentanții primăriei Drobeta, Turnul Severin au cerut operatorului de salubrizare ca toate arterele aglomerate din oraș să fie zilnic udate pe toată perioada codului portocaliu de caniculă. Asta pe lângă punctele de prim ajutor care au fost deja deschise în mai multe zone ale orașului și unde severinenii primesc apă sau îngrijiri medicale după caz. Începând cu data de 29.07.2021, s-a luat decizia la nivelul conducerii executive să se demareze activitatea de stropit străzi, alei și trotuare, acest lucru datorându-se codului portocaliu care este în vigoare. Activitatea se desfășoară atât dimineața între orele 10:30 și 12, când temperatura este de peste 30 de grade, cât și după amiaza între orele 5 și 7. În același timp, reprezentanții primăriei fac demersuri și pentru salvarea spațiilor verzi din oraș, care sunt udate pe toată perioada nopții, dar și în cursul zilei.